Nu-mi lăsa mâinile, Doamne, spre nelegiuiri întinse, unde spatimi și capcane și virtuțile învinse. Ci a mele mâini să fie prinse doar în fapte bune, cu râvnă, cu vrednicie, pentru slava Ta, Stăpâne. Nu-mi lăsa, Doamne, piciorul să-mi alunece spre lume, unde-i domn nimicitorul și păcatul e la culme, ci umblarea mea să fie pe calea strâmtă și dreaptă, unde-i pace, bucurie, viață nouă și curată. Nu-mi lăsa gura, Părinte, să ajungă un izvor dulce, amar, rece, fierbinte, instabil, înșelător, ci vorbirea mea să fie cu mult har și înțelepciune, un izvor de apă vie, ziditoare, o minune. Nu-mi lăsa ochii, Iisuse, întinați de vraja lumii, unde scandelele stinse în târgul deșertăciunii, ci privirea mea să fie de cuvântul Tău sfințită, cu lumini din veșnicie, spre răsplata țintită. Nu-mi lăsa urechea, Doamne, înspre bârfea plecată, spre îndeletniciri nedemne, ce nu zidesc niciodată, ci auzul meu să fie receptiv la ce e bine, ascultând doar ce adie pe frecvențele divine. Nu-mi lăsa inima, Tată, împietrită, rea, pustie, nesfințită, împărțită, rătăcită pe vecie, ci inima mea să fie pe deplin ție predată, plină de statornicie, gata pentru judecată. Amin.